Bună seara, sunt Răzvan Zamfir. Ne vom petrece următoarele ore împreună. Vom fi practic aici până, am putea spune, mâine. Vă prezint invitații primei ore din această ediție pe bune. Vorbim pe bune, ne mirăm pe bune, ne întrebăm pe bune. Alături de noi, în această primă ediție, liderii Alianței Dreapta Unită. Domnul Cătălin Drulă e alături de noi în această seară, președintele USR. Bună seara! Bună seara! Domnul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, de asemenea alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc. Și domnul Ludovic Orban, vă rog. Și domnul Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei, alături de noi de asemenea. Bună seara. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Domnul Drulă, eu v-am prezentat drept liderii Alianței Dreapta Unită, dar trebuie să ne lămurim, există Dreapta Unită? Da, o aveți în fața dumneavoastră. Dar Marcel Ciolacu și cu Nicolae Ciucă își doresc să nu existe. Și despre asta este ceea ce s-a întâmplat în ultimele două zile la Biroul Electoral Central. Atenție! La solicitarea PSD oficială, semnată, prin acest domn Viorel Mocanu, care mai este faimos, a fost la un moment dat agentul României în... când a trimis o hârtie din partea statului român care îl scotea pe Dragnea dintr-un proces european. Avem așa niște elemente biografice. Niște elemente biografice, pentru că e important să vedem. Dar mai important atât este că astăzi a fost luată o decizie de acest birou electoral central cu niște oameni care au fost împotriva acolo, dar până la urmă a fost o decizie de respingere a asocierii noastre. Ori într-o democrație asocierea liberă în politică este fundamentală. Votul liber înseamnă mai mult decât să mergi la o secție de vot, și pentru că asta s-a întâmplat și în Rusia acum, da? Avem rezultatele. Putin 87%, probabil că Marcel Ciolacu ar fi invidios. Înseamnă multe alte lucruri. Înseamnă ca să existe o competiție cât de cât corectă, atenție, că nici nu mai avem pretenții la felul cum a erodat Iohannis democrația în România. Ori în cazul nostru, toate instituțiile statului sunt folosite împotriva celor trei partide, amenințări, șantaje, primari cărora li se fac oferte agresive de recrutare, dar li se arată și partea cealaltă, li se zice hai. Am văzut că primarii își transferă și de la un partid al puterii la alt partid al puterii. Dar revenind la problema de astăzi, de la Biroul Electoral Central, am înțeles că la dumneavoastră, domnul Tomac, e nemulțumirea reprezentanților PSD din BEC. Deci ei vă contestă pe dumneavoastră în funcție de președinte PMP. Asta spun. PSD-ul a revenit la practicile din anii 90. Se simt inconfortabil într-un mediu în care există o poziție activă și încearcă să scoată de pe buletinul de vot Dreapta Unită. Pe mine mă surprinde că un partid care a candidat în 2020 și știe foarte bine ce înseamnă registrul partidelor politice, știe cum funcționează mecanismele pe legea asta specială a partidelor, vine și invocă tot felul de absurdități. Deci vă referiți la PSD, că ar fi fost și PSD la un moment dat în situația... În anul 2020... în înscrisurile de la Registrul Partidelor Politice, până pe 15 decembrie 2020, se regăsea Viorica Dăncilă, deși președintele ales al PSD era Ciolacu. El a semnat delegatul membrului PSD în BEC, el a depus lista de candidați PSD la alegerile parlamentare și atunci nu exista nicio problemă și nimeni nu a ridicat o asemenea problemă. Acum, brusc, inventează tot felul de formulări care nu au legătură cu procesul electoral în sine, ci pur și simplu încearcă, utilizând instituțiile statului, să scoată din competiția electorală un actor politic. Deci spuneți că e vorba de o simplă modificare procedurală, o consemnare, nu ceva evident care să schimbe dramatic evident datele. Evident. Domnule Orban, dumneavoastră aveți cea mai vastă experiență politică din acest studio și trebuie să vă întreb că ați mai trecut până alianțe politice, ați mai... Vă așteptați să vă respingă Alianța Dreapta Unită cei de la BEC? Nu există niciun motiv legal pentru a respinge înregistrarea alianței.
Nici problema asta cu registrul partidelor politice, cu cine-i trecut acolo, cine nu-i trecut? Păi vă pun o întrebare simplă. Cine a semnat delegatul pro-România, de exemplu? Stau și mă întreb. Că la registrul partidelor e Ponta președinte, între timp Corina Crețu devenise președinte, dar Corina Crețu și-a dat demisia când a aflat că Ponta împinge pro-România spre aur. Și cu toate astea nimeni n-a contestat delegatul care reprezintă pro-România acum. Domnul președinte Tomac v-a explicat foarte simplu că Ciolacu a semnat toate actele pe alegerile locale din 2020 de pe 27 septembrie și pentru alegerile parlamentare, deși Viorica Dăncilă era înscrisă la registrul partidelor de la Tribunalul Municipiului București. Astea sunt niște bazaconii. Actul de voință care duce la asocierea dintre trei partide politice este cel care este decis de membrii partidului prin intermediul forurilor statutare. Atât la USR, cât și la PMP, cât și la Forța Dreptei, alianța pentru alegerile pentru Parlamentul European a fost decisă în forurile statutare. Ăsta este actul de voință. Ei nu pot să ne spună nouă, bă, n-aveți voie să mergeți pe liste comune. Păi dacă membrii noștri, dacă forurile noastre statutare au hotărât că noi suntem împreună și că vrem să participăm la alegeri împreună, poate să vină Ciolacu, nu poate să vină Ciucă, nu poate să vină nimeni să ne spună că voi n-aveți voie să vă uniți, voi n-aveți voie să vă asociați. Este, în mod evident, ceea ce face actuala putere, practic afectează grav democrația. Au refuzat să organizeze alegeri locale anticipate, deși există hotărâre judecătorească definitivă dată de Înalta Curte de Casație și Justiție în proces pe care l-am intentat împotriva guvernului. 70 de localități au stat 3 ani de zile fără primar aleși legitim, oameni fără niciun fel de legitimitate au dispus de bugetele localităților respective, au dispus de patrimoniul localităților respective și au făcut praf, practic, toate angajamentele fără să fie legitim. Au dat ordonanță de urgență, încălcând flagrant Constituția, pentru că știu că, probabil, avocatul poporului Renate Weber, căruia expiră mandatul în anul acesta, nu va ataca în speranța că va mai primi un nou mandat dacă e cu minte și dacă se comportă ca avocatul puterii și nu ca avocatul cetățenilor. Deci ne aduceți argumente din zona asta a raționamentului logic. Păi am fost contestat, inclusiv eu, că nu am fost ales într-un congres. Că n-ați avut congres la partid. Păi să-mi fie iertat. Noi avem congres pe 20 aprilie, că așa e democrația. Că întâi trebuie să faci adunări generale în organizații locale, după aia conferințe județene și după aia e congresul. Adică mi se reproșează că n-am făcut congres, de altfel adică, eu chiar apar în registrul partidelor. Deci dumneavoastră apăreți fără congres? Normal, pentru că este actul constitutiv. Păi actul constitutiv, că partid mai nou înființat. Un partid mai nou înființat. Domnul Tomac are congres, dar nu apare. Două congrese. Ascultați, domnul Tomac nu vrea să vorbească. Dom'le, ceea ce s-a întâmplat cu PMP-ul este absolut inacceptabil. Atât domnul Drulă, cât și eu am fost prezenți la două congrese. Acte de voință evidente de 1000 și ceva de oameni cu reprezentarea din fiecare organizație județeană, oamenii care reprezintă PMP-ul, care sunt consilieri județeni, primar, viceprimar, consilier local, practic 90 ceva la 100 din partid. Cum să nu se pronunțe justiția? Se spune, domne, albă sau neagră, pentru că justiția în cazul ăsta este mai mult așa ca un fel de notariat. Pentru că ei trebuie să judece în baza articolului 24 deci, al legii. Mai mult ia act de ce s-a stabilit în 2 ani de zile să este o transcriere pe cale administrativă care are termen 15 zile. Domnule Eugen Tomac așteaptă de 2 ani de zile. Are o sentință în sfârșit dată pe 1 februarie care ar trebui să fie executorie. Și acum apelul e pus abia pe 3 aprilie, fix cât să nu se mai poată înregistra. Și ce bănuiți? Haideți să vă spun că bănuiți că a fost un plan dincolo de, etape? Dincolo de aspectele juridice. Eugen Tomac are o vină foarte clară în ochii actualei puteri. N-a vrut să meargă nici la PSD, deși puteți spune dumneavoastră, n-a vrut să meargă nici la PNL. A vrut să rămână în această opoziție, în această dreaptă unită
împotriva PSD-ului galben și PSD-ului roșu. Despre asta e vorba. Despre asta sunt termenele date, tergiversările, intervențiile și mașinațiunile, inclusiv decizia de la BEC, în care Ciolacu, atenție, că dumneavoastră aveți multă experiență, urmăriți politică, este la nivelul de umflare a capului pe care îl are cât un PSD-ist de ăsta care visează toată puterea, l-a avut Năstase la un moment dat, l-a avut Ponta, a ajuns la nivelul ăsta încât nu se mai ascunde. L-a pus chiar pe reprezentantul lor să ceară explicit respingerea alianței, iar voia i s-a făcut. Cine a fost agitatorul din birou electoral central? Cine a fost astăzi agitatorul principal? Domnul Toni Greblă, președintele AEP, PSD-ist Sadea, a agitat apele acolo și a amenințat pe toată lumea că ăștia trebuie să nu fie acceptați. Păi, mâine domnul Greblă, din punctul ăsta de vedere, e consecvent că va mai domnul Zamfir, încurcat și la subvenția. Lucrurile au o logică partide. Foarte clară. Atât timp cât acest partid și-a desfășurat o activitate la nivel local, pentru că noi după PSD și PNL avem cel mai mare număr de aleși locali. De aleși locali, da. Da. N-a avut nimeni nicio problemă, nici AIEP, nici o instituție a statului. Au mai fost tot felul de discuții politice cu unii cu alții. În momentul în care domnul președinte Drulă m-a invitat să începem discuții serioase pentru a construi un pol de opoziție, un pol de dreapta, și eu am consultat toți membrii noștri și am întrebat dacă ar fi dispuși să ne implicăm într-o asemenea construcție, și propunerea a fost primită cu o largă majoritate, ca să nu spun unanimitate, pe mine acest lucru m-a bucurat. Am început această construcție după primul congres al USR la care am participat, la doar câteva zile, AIEP ne-a informat așa din senin că ne este tăiată subvenția. Dar până atunci ați încasat subvenția? Evident. Și ce s-a întâmplat între momentul... Nu că am încasat, că există o legislație specifică, da, chiar în relația cu AIEP. Există un registru fiscal unde sunt toți liderii partidului. Unde, deci AIEP-ul va tăia subvenția după ce ați început să construiți pe zona asta anti-PSD? Absolut. PSD, sunt niște realități care s-au întâmplat. Mm. Am înțeles această chestiune, am văzut care este adevărata fața puterii, nu am făcut decât să comentăm public această decizie bolșevică. Mai mult decât atât, că toate partidele au fost în situația asta să dureze înregistrarea în registrul partidelor. La Ciuca a durat vreo 9 luni. Ce înseamnă, păi, că 9 luni... domnul Drulă, că la dumneavoastră durează mult mai mult decât ar fi trebuit. Absolut, da. Asta pe de o parte. Dar firul este acesta. Întâi ni s-a tăiat subvenția. Da? După care ne-am trezit cu această decizie halucinantă a becului. Când în Consiliul Uniunii Europene anul trecut s-a stabilit că la nivel european în perioada 6-9 iunie se vor organiza alegeri europarlamentare în toate statele. Și această putere îmbătată și care și-a pierdut complet busola a decis să comaseze alegerile europarlamentare cu alegerile locale. Netransparent, fără discuții, încălcând toate normele, toate recomandările, da, da, internaționale. Până la urmă ne-am acomodat cu ideea. Da? Așa. Deci au comasat alegerile și în ordonanța de urgență privind comasarea încep argumentația pentru organizarea alegerilor cu toate prevederile europene. Dar ce să vedeți în această ordonanță? Exact partidul care se află în Parlamentul European, așa cum am intrat noi, eu cu președintele Băsescu, în 2019 și suntem în continuare în PMP, europarlamentare activ, avem pe 9 iunie alegeri europarlamentare. Exact noi suntem excluși din secțiile de vot. Are o logică că această putere este bolnavă și pur și simplu și-a pierdut rațiunea inclusiv prin această măsură? După ce au luat decizia de a ne scoate din secțiile de vot, au început această hărțuire la biroul electoral central într-o manieră nemai întâlnită din punctul meu de vedere. Și nu poate spune nimeni că a apărut cineva din cer să nu. Ce pur și simplu reprezentantul PSD cere expres excluderea PMP-ului și a Dreptei Unite din competiția electorală. Ceea ce este inacceptabil și un derapaj
antidemocratic fără precedent. Domnul Drulă l-a invocat pe Marcel Ciolacu puțin mai devreme, l-a și nominalizat ca principal responsabil. El va scurt-circuitat înregistrarea acestei alianțe. Nu, parcă v-a auzit, pentru că a dat așa un răspuns în eter. Spune în felul următor. Nu am comentat niciodată decizia vreunui magistrat, nu am nicio implicare în decizia BEC. Nu mai are nimeni voie să spună că ceva nu e legal? Am înțeles că trebuie să ai grijă de opoziție, dar nu poți să fii abuziv și aberant. Sunt eu responsabil de cine conduce PMP? Vă răspunde așa de la distanță Marcel Ciolacu. Eu mai fac comparația asta. Marcel Ciolacu este samsarul ăla de mașini care dă kilometrajul înapoi și când îl prinzi zice n-am făcut nimic, ca nu eu, aveam și o nevoie de 2000 de euro în plus, iartă-mă. Nu poți să conduci o țară când ai o astfel de atitudine. Se visează om de stat, dar este un om mic și răzbunător. Reprezentantul PSD, avem semnătura lui, se și semnează mândru, domnul Viorel Mocanu, reprezentant al PSD în biroul electoral central, a cerut negru pe alb respingerea alianței Dreapta Unită USR-PMP. Păi domnul Mocanu, dreptei, care e un avocat cunoscut, are mulți clienți celebri, Sorin Oprescu, de exemplu, Oana Zăvoranu, Florin Salam, se numără printre clienții domnului avocat Mocanu. Așa, dânsul a identificat o chestiune pe care o consideră nelegală. Acum înțeleg că va fi tranșată la înalta curte, dar domnule Orban, ce veți face dacă până la urmă Biroul Electoral Central va refuza să registreze Alianța Dreapta Unită? Nu, Biroul Electoral Central tocmai ce a luat decizia de a nu înregistra, da, o alianță a trei formațiuni politice democratice care se constituie în alternativa la puterea asta urâtă și speriată de alegeri și de cetățeni. Eu nu cred că poate exista o instanță în România care să respingă înregistrarea alianței. Și am să vă dau argumente. Deci speranța dumneavoastră e sistemul de justiție? Speranța, nu este speranța. Este o chestiune care este bazată pe lege, bazată pe Constituție și mai ales e bazată pe ceea ce se numește autoritate de lucru judecat. Am să vă dau un exemplu legat de și USR și Plus în 2019, când s-au înscris ca alianță electorală USR Plus, nu au fost acceptați de Biroul Electoral Central. Și au atacat la înalta curte de casație și justiție și au câștigat. Pentru că așa era normal și firesc să fie. Au câștigat. De ce? Pentru că în decizia aia care a fost luată de înalta curte de casație și justiție a contat încă o dată actul de voință al membrilor celor două formațiuni care au decis în forurile statutare să se unească, să constituie o alianță. Mai mult decât atât, PMP-ul astăzi, după 2 ani de tergiversări, se găsește totuși în acea situație în care era și USR și Plus în ceea ce privește înregistrarea modificărilor la conducere aduse în congrese. Adică primiseră decizie favorabilă de la tribunal, care era contestată și care urma să se judece la Curtea de Apel. În aceeași situație este PMP astăzi. La tribunal are în sfârșit decizie favorabilă pe al doilea congres. Tribunalul a trimis să către direcția Registrul Partidelor să opereze modificarea conducerii, dar a fost apelată, a fost contestată de oponenții, care nici măcar nu mai sunt membri PMP, a fost contestată la Curtea de Apel, dar există decizie la tribunal, exact cum era în cazul USR și al Plusului, în care se acceptase și tribunalul decise să înscrie. Și acolo scrie instanța că această decizie de la tribunal arată foarte clar, chiar dacă nu este o decizie definitivă, e și au o sintagmă specific juridică, care n-are rost să vă spun acum, dar în care spun foarte clar că nu se poate pune totuși la îndoială reprezentativitatea prin intermediul acestor lideri. Și repet, da, actul de nu poate o instanță, odată ce s-a judecat la înalta curte de casație și justiție un proces similar, cu o situație similară, nu poate să judece altfel, pentru că nu ar fi o încălcare grosolană a democrației și ar fi un lucru grav. Democrația înseamnă libera competiție între cetățenii asociați în formațiuni politice
pentru funcțiile care sunt alese. Eu v-am ascultat în momentul mai devreme și aș fi fost în situația de a spune că nici BEC, nici Biroul Electoral Central nu poate Biroul Electoral Central, domnul Zanfir, numai atâta vă spun, Biroul Electoral Central este compus și din reprezentanții formațiunilor politice. Și spuneți politice. Că aceia nu sunt... Păi da, nu a contestat un judecător, a contestat reprezentantul PSD, Ciolacu nu poate să se spere pe mâini ca Pilat pe-n ponți, să spună că delegatul pentru care el a semnat și pe care l-a trimis în Biroul Electoral Central acționează de capul lui. El acționează, l-a pus PSD-ul și el acționează așa cum hotărăște PSD-ul. Păi da, dar cel de la PSD a ridicat problema asta, dar au fost și ceilalți de acolo. Domnul Zanfir, să vă spun, au fost cel puțin vreo doi oameni normali la cap acolo, care au vrut să le mulțumesc. Trei. În afară de reprezentantul USR, că pot spun că e partinic. Deci un reprezentant de la... în alta curte, care a spus, domnule, m-am uitat pe decizia din 2019 care s-a aplicat la USR Plus și este identică speța. Eu nu pot să nu consider ce au judecat complet de 5 judecători în altei curți acum 5 ani, să nu iau în considerare și să văd această identitate și s-a pronunțat în sensul admiterii. Deci, reprezentantul în altei curți din Biroul Electoral Unul dintre Central, unul dintre judecători. Unul dintre judecător de la în alta curte a fost de acord cu registrarea alianței. A fost de acord și n-a fost de acord cu decizia pe ansamblu de respingere, deci era în favoarea aprobării. Okay. Dar vom merge mâine, probabil vom primi termen sau pe mine, că sunt de urgență, la înalta curte, se judecă într-un singur termen. Pe umerii acestor 5 judecători stă o decizie foarte importantă pentru democrația românească. Atenție, într-o democrație ești liber ca partid să spună Ciolacu că nu-i place de mine, de Drulă, sau mie de Ciolacu. Și să spună oamenilor Ciolacu, domnule, nu-l votați pe Drulă și eu nu-l votați pe Ciolacu. Și oamenii se duc și poate cred pe unul sau pe altul. Dar până acum, să spună domnul Orban, care are lungă experiență în politică, nu a existat cazul să le spună ăștia n-au voie deloc să fie, să candideze, să fie pe buletinul de vot. Noi vrem aceste trei partide, ne-am exprimat voința să formăm Dreapta Unită. Ce democrație mai e aia în acest regim făcut de Iohannis și de Ciolacu, în care membrilor noștri, simpatizanților, nu vă dați seama ce a fost în spatele acestei construcții. Să construiești ceva între mai multe partide este un act de efort, de generozitate, pe care l-am făcut pentru că România are nevoie de o alternativă. Să distrugi ceea ce faceți Ciolacu cu România este ușor. Să construiești este greu. Le este frică. Domnul Zanfir, aveți multă experiență. Dacă, haideți să vedem situația prin absurd, că îl aud pe Ciolacu, mai aruncă câte o vorbă așa, nu știu dacă o fi zis-o, poate aveți și pe acolo, eu nu știu ce declarație a dat. Dom'le, nu contează, opoziția e mică, nu știu cum. Păi dacă e așa, de ce ți-e așa frică, Marcele? Ți-e frică oare că pierzi alegerile prezidențiale și că reprezentantul Dreptei Unite va intra în turul 2 și va câștiga? Și că o să vă strice toate combinațiile pe care le-ați făcut pentru anul ăsta? E vorba doar despre Marcel Ciolacu, pentru că reprezentantul PSD singur nu vă putea bloca înregistrarea alianței. Deci a avut un aliat esențial pe domnul Toni Greblă, care a intimidat restul oamenilor din Biroul Electoral Central. Cum intimidează domnul Greblă pe dita mai reprezentanții partidelor? Cum intimidează? Haideți că acum e timpul să dăm cărțile pe față. Vă rog. Cum sunt intimidați judecătorii și magistrații în România? Cum sunt cei care sunt incomozi și independenți din ce în ce mai și sunt rapoarte ale societății civile, ale instituțiilor internaționale, care arată cum oameni ca Cristi Dănileț, judecătoarea Panaioglu, magistrați ca Andrei Bodean de la Constanța, de la DNA, cu performanțe notabile, cum sunt toți înlăturați și apare inspecția judiciară și dacă de prima dată când te dă afară din magistratură te pune o curte înapoi, te mai dă afară încă o dată și încă o dată și încă o dată. Păi și pe logica asta nu pot fi intimidați și cei care urmează să soluționeze la înalta curte? Eu de asta am spus că au o greutate pe umerii lor. În 2019, acei 5 judecători, și atenție că aici se mai pronunță cineva, în spețele care țin de partide vine și Ministerul Public, procurorul. Uh-huh. Procurorul cumva reprezintă interesul public, e undeva la jumătate. Și procurorul în 2019 a solicitat admiterea într-o speță identică a ceea ce cerusem noi. Nu-l cunoaștem pe acel procuror, n-am vorbit niciodată cu el, nu știu cum îl cheamă, dar am apreciat că o instituție a statului a ținut interesul public, pentru că ăla era interesul public. Dar mai aveți relația așa de bună cu Ministerul Public în 2019? Nu am avut niciodată niciun fel de relație pentru mine. Păi n-ați văzut public, ce zice CSM-ul, că ați atentat la integritatea justiției? CSM-ul odată la două zile constată că eu și cu Cristi Ghinea am afectat independența justiției. Păi asta spun. Era foarte independentă și am afectat-o eu. E deja ridicol, nu-i crede nimeni. Eu vă spun așa, ministerul... Păi nu, dar ei sunt reprezentanții magistraților. Ministerul... Cei care spun că le-ați afectat. Adică nu dau seama dacă mai aveți nu prieten, că nu așa se pune dar problema. Nu prieten. Dar e posibil să aveți adversari. De ce nu? Ministerul Public trebuie să țină interesul public. Interesul public
Și susține asta și dacă PSD cu PNL, domnul Orban, dacă domnul Tomac, dacă PSD cu PNL au o problemă cu înregistrarea alianței, eu susțin să poată să candideze, domne. Vreau să-i vedem, să vină acolo de gât Motreanu și Rareș Bogdan, de gât cu, spuneți-mi, nu știu cine candidează Tudose. De la PSD, Tudose, de cu domnul Tudose, să vină acolo, să românii să poată să-i aleagă. Eu nu vreau să nu fie pe buletinul de vot, eu nu vreau să interzică la masa verde. La masa verde se interzice în China, în Rusia, în Belarus, în astfel de țări. Da? Dar Sidacor nici să-i interzică alianța sau cum se numește Simion cu cine mai face el. Eu cred că este bine în democrație toată rezultatele lumea să fie date la urne. Și e bine ca să ne avem confruntare de idei și e bine să stea la masă Ciolacul la prezidențiale și cu oameni care au avut bacul la vremea și facultatea la vremea ei. Și românii se uită și spun așa, domnule, eu îl vreau pe Ciolacul. Sau e libertate, da? Eu înțeleg și respect și pe oamenii care îl vor pe Ciolacu. Îl vrem pe Ciucă, nu prea poate mulți să că ați văzut vorbească... Cât are în sondaje PSD-ul? Mulți îl vor pe Ciolacu, că are foarte mult de sondaje. Dacă îi vor așa mulți pe Ciolacu, de ce e așa frică de alegeri? De ce e frică și lui și lui Ciucă? De ce s-au comasat ca doi pui de găină fricoși? De teama extremismului. De teama extremismului, am înțeles. Păi eu văd că problema e cu opoziția democratică din România, nu cu extremismul. Cu noi care stăm la această masă. Trebuie să vă întreb, domnule Tomac, dacă pun absurd, să mergem pe această variantă aproape ireală. Dar n-am mai avut surprize. N-aveți câștig de cauză nici la înalta curte. Și Alianța Dreapta Unită nu va putea fi înregistrată. Ați pregătit o soluție de avarie, vă înscrieți candidații de la europarlamentare din partea PMP și Forța Dreptei în USR și candidați sub numele USR sau renunțați la proiectul ăsta sau vă predați, domne, ne-am dat seama, nu se poate face nimic, ne cerem scuze. Care e planul B? Domnul Zamfir, determinarea noastră de a merge mai departe, de a construi acest proiect la care muncim de mai bine de un an de zile, este atât de puternică încât nu ne va putea opri nici reprezentantul PSD, nici Tony Greblă, nici nimeni. Noi vom construi Dreapta Unită și sunt absolut convins că acest proiect spre care își îndreaptă speranța foarte mulți români va reuși. Noi nu putem lăsa țara pe mâna acestor oameni care cred că prin utilizarea instituțiilor statului, precum niște buturuci cu care lovesc în opoziție, prin mecanismele pe care le dețin, prin deciziile proaste pe care le au, prin care mint pe români, introduc taxe, bagă impozite noi, în loc să se ocupe de digitalizare și alte măsuri care ar face viața mult mai ușoară a cetățenilor români. Deci suntem mult mai determinați decât acest blocaj pe care l-a generat actuala putere în biroul electoral central prin respingerea Alianței Dreapta Unită. Sunt absolut convins că mâine vom avea o șansă în plus pentru a pune în practică acest proiect extrem de important pentru țară. Sunt milioane de români care sunt sătui de tot ceea ce se întâmplă în viața politică și nu mai participă la vot. Asta vor să mențină în spațiu public, că politica nu este pentru oamenii care sunt buni doar pentru taxe și impozite, ci doar pentru cei care așteaptă pomeni electorale. Ori anul 2024 va fi un an în care va trebui să avem curaj din nou să ne luăm țara înapoi. Klaus Iohannis a spus în 2020, votați PNL, scăpați de PSD. Ce avem acum știm cu toții. Nu mai vrem să repetăm acest scenariu și acesta este motivul pentru care noi avem această responsabilitate foarte bine definită. Știm exact ce vrem, știm exact de ce ne-am asociat și vom duce mai departe acest proiect, indiferent de jocurile pe care încearcă să le facă PSD în momentul de față. Am înțeles. Deci, domnule Orban, din ce am dedus până acum, niciunul dintre dumneavoastră nu ia varianta, nu ia în calcul varianta ca să putea pierde la înalta curte. Nu vă gândiți la așa ceva. Da, domnul Marcel Ciolacu face declarații în timp real, spune că a sesizat din atitudinea liderilor opoziției că a deranjat pe multă lume și nu se referă la cetățenii de rând, se referă la oamenii politici, dar că decizia e decizie. Că e decizia BEC, că e decizia justiției. Decizia e decizie. Și deci poate știe, nu pot să presupun că știe mai multe, dar poate intuiește mai multe.
inclusiv varianta în care să nu, să nu se poată. Părerea mea, nu poate exista plan B, din punctul meu de vedere, pentru că nu există niciun fel de temei pentru a respinge înregistrarea alianței. Iar o respingere care să fie dată de completul de judecată de la Înalta Curte de Casație și Justiție ar însemna, practic, o crimă împotriva democrației, ar însemna, practic, interzicerea dreptului de vot pentru milioane de cetățeni care și-ar dori să voteze această alternativă, dar vor fi lipsiți de posibilitatea de a vota această alternativă. Și în Alta Curte, în cât timp trebuie să rezolve? Este un termen legal care este prevăzut în lege, în care în Alta Curte nu poate să tergiverseze. Deci nu are cum să tragă de timp, nu, cum s-a mai întâmplat cu... 24 de ore, se judecă de urgență. Se judecă. Deci noi în două zile știm exact care e situația. În două zile vom ști exact care e situația, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Da, sigur. Doamne, acum ne întrebați, e o întrebare care în democrațiile care încep să-și clapete se pune destul de des. Doamne, dacă vă arestează, dacă vă calcă cu mașina, dacă primiți o otravă la pahar, dar ce faceți? Nu există decât o variantă. Nu cedăm, nu rezistăm, mergem înainte, pentru că nu o facem pentru noi. O facem pentru milioanele de oameni care au nevoie de o speranță și știm că îi avem alături de noi. Iar lui Marcel Ciolacu îi spun că nu noi suntem deranjați de el. România e deranjată de el și de Iohannis. Este foarte deranjată. Este țara în care avem cea mai mare inflație din Europa și oamenii trăiesc din ce în ce mai prost. Și în timp ce el vorbește doar de comasare, în timp ce el vrea să facă referendum pentru ceanurarea de la Roșia Montana, dacă s-a schimbat subiectul de 10 zile, dar ne-a înnebunit o lună de zile despre... În timp ce el manipulează... O să vorbim și noi astăzi pe larg și face mai spre miezul nopții despre Roșia Montană. Pe sediștilor care au cumpărat acțiuni la pont și le-a apreciat șeful, în timp ce el își umple buzunarele proprii, atenție, Ciolacu are o mafie în jurul lui, la fel ca Adrian Năstase. Uitați-vă că scrie presa de investigație despre niște contracte la sectorul 3 cu o doamnă Docuz, care înțeleg că e apropiată de domnul Ciolacu. Despre nepotul dumnealui din Buzău și câte firme și câte panouri solare se pun pe acolo. Despre tot felul de rețele mafiote pe care le-am văzut foarte bine. Nu, le mai, așa cât mai poate justiția, că mai sunt oameni care își fac treaba. Am văzut portbagajul domnului Buzatu, cum erau acolo așezate frumos teancurile. Da, pe Buzatu l-a dat afară din partid instantaneu, nici n-a așteptat. L-am văzut la PNL, pe domnul care a luat și pagă 50 de milioane pe domnul Dumitrescu, da, pe care îl cunosc eu foarte bine, și care înțeleg că e continuare șef la PNL la Prahova. Nu mai e. E suspendat în partid. Adunat, este suspendat din funcțiile publice. Vă spun eu, domnul Drula, adunat toți primarii, așa, ca să obțină susținerea pentru o candidatură, dacă nu lasă partidul să candideze din partea PNL, să candideze ca independent. Se poate și așa. De primarii PNL. Asta a făcut Dar funcție în partid n-are acolo. Nu mai e vicepreședinte de la Prahova, el este jupân în continuare. Vin primarii așa la întâlniri, la cramă, la întâlniri cu baronul județului. Și relații interumane dincolo de obligațiile de partid. Am insistat cu această curiozitate privind planul B, plan de rezervă. Eu aș spune câteva lucruri despre votul reprezentantului PNL. Așa. Pentru că pentru mine asta este practic inacceptabil ca PNL să ajungă să voteze pentru a interzice unei alianțe democratice. Haideți să vorbim despre votul unei alianțe democratice să candideze. După puțină publicitate. Da. Eu tot insistam cu curiozitatea asta, planul B, variantă de rezervă, pentru că, nu știu, mă gândeam că ați luat în calcul când AEPO a început să taie subvenția, să vă dea semnale că nu prea vă recunoaște. Nu e bine. Nu știu, adică de-aia m-am gândit că poate ați anticipat că se va întâmpla așa ceva. Luăm câteva momente de publicitate, revenim în direct. Am revenit în direct, Ludovic Orban, Cătălin Drulă, Eugen Tomac alături de noi, liderii Alianței Dreapta Unită. M-a rămas dator cu niște elemente biografice ale reprezentantului PSD în Biroul Electoral Central, cel care astăzi a scurcircuitat înregistrarea oficială a Alianței. Hai să vedem, domnul Mocanu, și nu Dani Mocanu, deși ceva tangente cu maneliștii a avut, fiind avocatul cantautorului Florin Salam. Mult mai cunoscut, în schimb, domnul Viorel Mocanu, reprezentantul PSD în BEC,
este pentru demisia sa în august 2019 din guvernul Dăncilă, după ce a fost acuzat că a pledat, bine, nu era ministru sau ceva, era reprezentantul României la CEDO, a fost acuzat că a pledat în favoarea lui Liviu Dragnea, da, în speța acestuia de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci, el, deși era agent guvernamental, practic avocatul României, a fost acolo un pic avocatul României și un pic mai mult avocatul lui Liviu Dragnea. În februarie 2019 a fost numit în funcție, în august 2019 a părăsit-o, n-a rămas prea mult acolo. Ce a mai pățit el? Așa, dreptul omului, așa, rang de director general. La momentul numirii, el era consilier onorific al ministrului sănătății Sorina Pintea. Deci, pe filiera Sorina Pintea venise. De asemenea, foarte cunoscut în avocatură, în prisma unor clienți, nume grele, Sorin Oprescu, cred că și Rovana Plumb la un moment dat, Oana Zăvoranu și, bineînțeles, Florin Salam. Dânsul este reprezentantul. Pe de altă parte, domnule Drulă, nu puteți spune că e un om care nu cunoaște legea. Agentul guvernamental al României la CEDO. Sigur, un pic și al agentului Liviu Dragnea la CEDO, dar și al României. Deci, noi avem de-a face acum în Biroul Electoral Central și dumneavoastră spuneți că a săvârșit un abuz, se va pronunța în alta curte. Deci, noi avem de-a face cu un om care, trimis să reprezinte interesele României la CEDO, le reprezenta pe cele ale lui Liviu Dragnea, care se judeca cu România. Da, ăștia sunt oamenii numiți în funcție. Da, astăzi, ăsta este PSD-ismul, de fapt. Întotdeauna se găsesc o serie de băieți servili. E Tony Greblă la AEP, care dacă trebuie, Tony, fă și tu ceva cu subvenția PMP-ului și se taie subvenția. Deci, vă spun, niciun partid în perioada dintre congresul de aia și alege un nou președinte, normal. În viața unui partid și până când e în registrul ăsta, n-am văzut să dureze mai puțin de vreo 6 luni, în general 9, un an, întotdeauna se actualizează mai greu. La USR nu au făcut chiar asta, nu ne-au tăiat subvenția când am mai schimbat și noi președinții și un lucru normal de altfel. Se găsește un Tony Greblă, se găsește un băiatul ăsta Viorel, care astăzi a făcut ceea ce trebuia pentru Marcel Ciolacu. Se găsesc mulți oameni care să servească un regim nedemocratic, iliberal. Nu trebuie să ne uităm mai departe. Uitați-vă un pic cam ce s-a întâmplat și în Ungaria și în Serbia, dar mai și mai încolo spre Belarus. Întâi te amenință, după aia recrutează cât mai mulți oameni care e mai bine să fim partidul unic decât să nu fim partidul unic. Vă spun că asupra primarilor noștri s-au făcut presiuni mafiote. Hai la noi și li s-au promis de la milioane. Milioane, da? Cu Ciolacu în cameră. Li s-a promis să îți dau filiala locală. Astăzi chiar m-am întâlnit cu un astfel de primar. Vreau să îi menționez numele, îl cheamă Mircea Deac din Cernești, județul Maramureș. Și am avut o senzație când l-am văzut acum, când am lansat strângea de sănături și am pus mâna pe spate și am zis, uite, vreau să văd și eu cum se simte o coloană vertebrală. Eu pe cei care... Deci primarul ăsta al dumneavoastră n-a vrut să se ucă la PSD. Pe cei care au cedat la șantaje, nu știu ce să spun, să ierte Dumnezeu. Pentru că în timp ce unii se gândesc la familiile și la copiii lor în fața unei puteri abuzive, și ați văzut, Clotilde Armand, dosar penal, Flavia Boghiu, dosar penal, oamenii ăștia n-au pus și nici măcar nu sunt acuzați că ar fi pus mâna pe un leu. Nicușor Dan, dosar penal, că a dat amendă nenorociților ăla care distrug parcul Iore, da, care au dat foc acolo și au distrus sectarii. Vedem dacă va fi dosar penal în cazul Nicușor. E în rem. A venit domnul Voineag să ia documentele. Da. Cum ți-ai permis să dai... Cercetează în rem, momentan. Să dai amendă. Apropo, l-ați adus pe Nicușor Dan în discuții și vreau să știu, e anunțul făcut de domnul Ciolacu, cred că e de notorietate. E o veste, domnule Orban, e o veste bună pentru Nicușor Dan și bineînțeles pentru dumneavoastră, cei care liderii partidelor care îl susțin pe Nicușor Dan, nu va fi doamna Firea candidatul alianței PSD-PNL? Eu nu cred lucrul acesta. Nu credeți că nu va fi? Da, eu cred că vor merge cu doi candidați și că Gabriela Firea va fi candidatul PSD. Dacă mă întrebați pe mine, nu mai mult și vom afla. Deci, dumneavoastră, nu credeți în varianta doctorului Cârstoiu, a arhitecților de la Mincu, deci nu, fără candidat. Acum vă dați seama cât de ridicol sunt PSD-iștii și peneliști. Așa? Tu dacă ții la o localitate, pregătești din timp, cu 4 ani înainte, începi să cauți candidat, să formezi o echipă, să aduci specialiști care să gândească o viziune, care să pregătească soluții, care să stea în picioare pe fiecare problemă pe care o are, să zic, Bucureștiul.
Păi, 4 ani de zile i-a durut la bască de București. Vă spun ce au făcut cu Bucureștiul. L-au jefuit, numai anul ăsta, de exemplu, au alocat prin legea bugetului de stat, modificând legea finanțelor publice, 620 de milioane de lei mai puțin. Deci au jefuit Bucureștiul, i-au luat 620 de milioane comparativ cu bugetul pe anul trecut. Ca în an electoral, Nicușor Dan să aibă 620 de milioane de lei mai puțin ca să nu poată să împingă înainte proiectele de investiții. Mai mult decât atât, îi blochează bugetul de la începutul anului. În momentul de față, Primăria Capitalei, care a fost stabilizată, care a fost practic salvată de faliment de Nicușor Dan, Primăria Capitalei, în momentul de față, din cauza că nu are bugetul aprobat, are mari probleme cu cheltuielile curente și mai ales are mari probleme pentru că nu poate să inițieze niciun nou proiect de investiții. Ei n-au văzut să mai lase bani pe mână, că au văzut fără că dezvoltă orașul. Fără niciun fel de motiv. Iar se construiesc blocuri, motivul nu se invocat de caragioșii ăștia care încă defilează sub blazonul PNL, dar de fapt sunt niște socialiști, etatiști, fripturiști, firimituriști mai degrabă decât fripturiști, pentru că friptura o mănâncă ciolacul, ei numai culeg oasele și firimiturile de la masa PSD-ului. Doar cu să nu votezi bugetul. Hai să vă spun că e ceva de-a dreptul comic, ridicol. Au spus că nu votează bugetul, că nu s-a aprobat amendamentul lor, care amendamentul lor ce spunea? Că vrem 1 miliard de lei în plus, da, subvenție la energia termică și la transportul public, la STB, în condiția în care tu îi tai 620 de milioane prin legea bugetului pe care o votezi în Parlament, adică ei de la bucureșteni, 620 de milioane din taxele plătite de ei, taxele și impozitele plătite de ei, le dai probabil la baronul județean de Olt, păi, la baronul județean de Ilfov. Cu varianta asta, candidat PSD, candidat PNL, deci, răspunsul meu este că poți să stea în cap, da? Poți să stea în mâini, poți să se comaseze, poți să se decomaseze, poți să se îngrămădească, poți să se dezgrămădească, că tot vor pierde capitala și tot Nicușor Dan va fi primar general. Deci, domnul Drăguț, indiferent de scenariu, candidat unic PSD-PNL, candidat separat PSD-PNL, spuneți că aveți prima șansă la capitala, la primăria generală. Nu, Zafir, eu sunt bucureștean, sunt născut aici în 1981 și iubesc orașul ăsta și l-am bătut în toate colțurile lui, la toate vârstele. Și cunosc bucureștenii. Vă spun, uitându-mă în ochii dumneavoastră, bucureștenii îl vor alege primar pe Nicușor Dan. Sunt foarte convins de asta. Numai de-aia pe mine mă amuză cumva, dacă n-ar fi trist, cum această pseudo-cursă internă din PSD-PNL, pentru că nu contează pe cine pun contracandidat. Păi și sondajul ăla dat publicității de Nicușor Dan, care se autoplasa pe 2? Păi cum îl explicăm? Păi Piedone era pe primul loc și pe locul 2 Nicușor, sondaj comandat de primarul general al capitalei. Păi cum ne-am mai explicăm? Nu trebuie să explic eu lucrul ăsta sociologic. Știu că domnul Piedone se bucură de o anumită popularitate și are un anumit stil ăsta de... Vedeți, sunt bucureșteni și bucureșteni aici. De comunicare acolo. E un fenomen aici care trebuie înțeles. Oamenii vor să se facă treabă. Uh-huh. E adevărat, domnul Piedone e abil să dea impresia că se face treabă. Ia stația amână și urlă 2-3 chestii pe acolo. Am văzut, epidemie de băncuțe, adică da. Dar uitați-vă de popularitatea de care se beneficiază Nicușor Dan, care nu face circăraie de asta cu stația în mână, ci s-a apucat de lucruri serioase. S-a apucat de lucruri curajoase chiar. Benzi unice de autobuz. A trebuit să... 12 ani PSD-ul n-a mișcat nimica. Firea, știți, s-a ținut o bandă unică de autobuz, a făcut-o și a desfințat-o după 3 zile. Că i-a fost frică de reacție. E, uite că oamenii înțeleg că e și o idee în transportul comun modernizat, a luat sute de autobuze, troleibuze. Eu discut des cu Nicușor Dan. Și vă spun că sunt un om pasionat de dezvoltare, de infrastructură și de orașul ăsta. Și câteodată mai discutăm și despre ce ar fi de făcut, mai sunt și lucruri în contradictoriu, nu pe toate lucrurile suntem de acord, dar e un om care are mintea așezată și care vrea să ducă lucrurile către un oraș mai sustenabil și mai bun. Știți pe cine are împotriva lui și care e mare? Mafia imobiliară.
Și ca să fie foarte clar, vreau să spun aici, nu există doar extreme în care nu se construiește nimic sau se construiește ca la Balamuc blocuri peste blocuri fără spații între ele și nimic. Există dezvoltare rațională. Nicușor Dan alege dezvoltarea rațională. Se folosește un narativ otrăvit împotriva lui că dacă construim cu cap, că orașul ăsta are nevoie de dezvoltare imobiliare, foarte clar, avem nevoie de noi locuințe, în special, și de spații de birouri, dar mai ales de locuințe, avem nevoie de instituții, de clădiri cu diverse funcțiuni. Dar Nicușor Dan spune, hai să respectăm legea. Plus că mulți ține și de primarul de sector. Ce s-a făcut este o sălbăticie. Și există o asociație a acestor dezvoltatori, e unul dintre cei mai celebri care dă în judecată pe toată lumea, au fost și prin Parlament. Mie mi s-a părut că avocații mafiei e puțin spus pentru ce am văzut acolo, cu un tupeu de ăsta fantastic, în care cei care au încercat să desfințeze și niște asociații civice care s-au opus unor proiecte care distrugeau zone, ăștia sunt oamenii care pompează bani și încearcă, ba prin Burdujea, ba prin Firea, că dacă pui mai mulți bani de ăștia la mai multe capete, poate îți iese. Nu o să le iasă, pentru că bucureștenii nu vor să se întoarcă înapoi în trecut. Am văzut ce înseamnă 12 ani de PSD, am văzut ce înseamnă Sorin Oprescu și am văzut ce a însemnat Gabriela Firea. Ultima dată, înainte de Nicușor Dan, când orașul ăsta a avut o direcție, a fost în mandatul lui Traian Băsescu. Următorul mandat care a luat lucrurile să le facă cu cap, să intre în subteranul orașului, să schimbăm conductele, să facă benzinice de autobuz, să aranjeze finanțele orașului. Fără finanțe nu există decât circul ăsta penibil pe care îl face Ciolacu, care ne îndatorează cu 1 miliard de lei pe zi. Și ne duce, că de aia i-a spus că sunt deranjat eu de el, nu e deranjată România. Deci, la nivelul alegerilor locale din București, domnule Toma, cum se procedează? Candidați tot ca la europarlamentare? Va fi o listă pentru Consiliul General? Veți avea candidați comuni? Obiectivul nostru este să candidăm împreună peste tot în țară. Deci o alianță... asta și la locale, și la europarlamentare, și la parlamentare? Și la județe, și în orașele mari. Obiectivul nostru este să mergem împreună, pentru că românii au nevoie de o alternativă clară. Noi nu mai putem să ne permitem să risipim voturile. Și nici dumneavoastră din nu momentul în care un candidat comun PSD-PNL poate răsturna un pic lucrurile? Și-a propus să aibă doar competitori comozi, controlați, unii pe listă cu ei, alții la aceeași tribună cu ei. Este clar că noi avem nevoie de această alternativă serioasă și tocmai de aceea Dreapta Unită vrea să aibă candidați peste tot. Și le vom oferi surprize mari în multe județe din țară, așa cum vom păstra Bucureștiul ca o zonă liberă. Văd că domnul Marcel Ciolacu insistă pe ideea asta unui candidat comun de la PSD și PNL, o teorie în care domnul Orban nu credea și spus. Domnul Zamfir, scenariul este simplu. Tiberiu Florescu și Cătălin Cârstoiu ar fi numele pe care PSD-ul accelerează. Va susține un candidat care va proveni din PNL, iar PNL-ul va merge și va împinge vagonul care îl va propune candidat la prezidențiale pe Ciolacu. Este atât de simplu că PNL-ul s-a predat total. Eugen Tomac, președinte PMP, Cătălin Drulă, președinte USR, Ludovic Orba, președinte Forța Dreptei. Vă rog, dar în 10 secunde. Decizia, pe lângă plângerea penală pe care o voi depune împotriva premierului Ciolacu, a ministrului Justiției și a celorlalți miniștri care au contrasemnat ordonanța de urgență, voi depune plângere penală și împotriva lui Renate Weber în cazul în care nu va ataca ordonanța de urgență privind alegerile care e vădit neconstituțională la Curtea Constituțională. Bun, mulțumim pentru informații, mulțumim pentru știre, mulțumim pentru prezență, comentarii, revenim în câteva momente.